Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Rail Valley. Fraților, suntem tot la fabrica de mașini, dar nu mai avem contracte pentru manevre. Deci, astăzi avem cursă lungă internațională și, dat fiind că avem și ceva licențe noi, profităm de chestia asta. Ne uităm un pic că trebuie să ne aducem mai aminte care erau ultimele. Asta și cu asta parcă. Asta înseamnă un LH și un I, da? LH și I. Bun, le punem înapoi și ne uităm. Uite, I-U. Ah, ok. Deși nu știu dacă e asta. Asta e lung. Stați așa un pic, că nu e bine, n-am văzut bine ceva. Stați așa un pic. Deci CCUR. Deci nu e lung. Așa. Aha. Da, deci el H, pe ăla ne bazăm. Da, ca să ne înțelegem. Deci, ăsta sare din schemă. Oricum nu e cine știe ce. Ăsta rămâne, ăsta rămâne, ăsta sare din schemă. 12.000 erau bani. Și ăsta rămâne. Deci, astea trei rămân. Ia să vedem. Ăstea. Astea rămân, rămân, lungă, ăsta nu rămâne. Pac, ăsta aici. Deci cu alea n-avem ce să facem. Avem așa, 4700. Cam puțin bani. Până unde trebuie să mergem? Trebuie să mergem până la combinatul siderurgic. Combinatul siderurgic. Combinatul siderurgic. Ia să vedem unde e combinatul ăla siderurgic. SM. A, de unde am plecat? Ce ai, mă? Ce faci? Pentru 4700 mă duc. Nu merg, mă, acolo. Ce ai? 11400 cu 7 cu 95 de tone. A fabrica de alimente și oraș, fabrica de alimente. Unde e fabrica de alimente? A, cred că e undeva mai departe de stil. Fabrica de alimente e undeva pe sus, pe aici trebuie să fie. Uite-o. A, nu-i departe, mă. A, ce-ai făcut, mă? Păi mergem aici, la fabrica de alimente. Păi nu mergem noi? Nu? Acolo mergem în fabrica de alimente, gata. Acolo mergem. Hă? 11.446. Mai am ceva aici, dar e 135 de tone și tocmai am port jos. E foarte mult de mers până acolo. Cred că mai degrabă ne coafează asta. 95 de tone, 11.446. Cred că ne încadrăm mult mai bine. Ia hai. Ia hai să vedem. Transportați vagoane goale. Să fie primite. 4 portocalii și un albastru. Hai. La fabrica de alimente, fraților. Ne mai uităm o dată acilea să nu greșim. Fabrica de alimente, cod FF. Sus. Corect. Și mergem pe aici. Zang, 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 sau să coborâm pe dincoace, dar nu, că n-are rost, că trebuie să fac manevre, nu. Mergem pe aici și direct sus. E cam greu drumul, dar vedem. Fabrică de alimente. Avem 5 vagoane mari și late. La linia C2S. Foarte bine. Atât am vrut să aud.
C2S, acolo sunt. Unde am parcat eu vagoanele astea? Deci pe astea trebuie să le cuplez acum. Sau trebuie să merg în partea aia? Stați așa să văd unde trebuie să merg. Acum e acum. Băgăm iarăși. Așa. Și eu trebuie să merg. Eu sunt acolo. Ce doi ies. În nord trebuie să merg eu. În nord trebuie să merg eu. Deci am zis că e bine, deci încolo trebuie să plec. Așadar trebuie să scoatem vagoanele astea de aici și să le cuplăm pe alea ale noastre. Mai am și în partea ailaltă niște vagoane. A, alea-s vagoanele care le-am pus eu acolo. Păi ce mai stăm? Hai. Hai să le cuplăm. Bam, bam, bam. Și le scoatem și le mutăm și blanc, blanc. Ce să mai decolo cu acea, nu? Așa, hai să luăm ăsta. A, mă, ce dracu, mă, nu ne mai înțelegem. Bun. Asta e. Facem treabă de două ori. Că dacă așa se vrea, așa facem. Ia uite, iau dracu, că nu merge. Băi, ești nebun? Așa. Scoatem și frâna. Avem o frână aici. Eu le-am cuplat aici doar, nu? Ce de Doamne iartă-mă. Dacă nu mai cunosc eu la bureți. Bun. Aprindem luminile de manevră. Stai. Atât. Ce am făcut? Am făcut ceva, dar nu știu ce am făcut. Bun. Asta îl dăm așa. Scoatem frâna. Băgăm o goarnă. Presiunea e ok. Am plecat. Le băgăm pe linia cealaltă și gata. Pe unul el. Sau dincolo, nu știu. Vedem și noi. Le băgăm noi undeva. Nu știu dacă rămân aici, adică la un moment dat le ia cineva sau... Sau rămân acolo. Doar că știți ce? Eu trebuie să întorc locomotiva asta. Da. Trebuie să o întorc. Că altfel se prăjește. Deci avem de făcut și o manevră. Ce să zic? Superb! Nu cred că ajungem la timp. Avem de băgat și până acolo. Și avem și un deal destul de mărișor. Trebuie să ne luăm un pic de demaraj. Și nu am cum să întorc decât pe platformă. Dacă înțelegeți ce vreau să zic.
Ok. Ne dăm jos. Dați așa un pic. Să decuplăm. Am uitat să-mi închid conductele. Ce ai făcut, Dorele? Ca ți-aș gălăgia ta. E, eu te pun sus și tu te duci. Așa. Nu vrea, nu vrea, dacă nu vrea. Ce să-i fac? Gata. Dar cum dracu, bă, că doar am dat în jos. Am mutat iarăși. Mamă, ce șute am dat la tamponul ăla să mă bată tata. I-am dat o leacă. I-am dat un pic. Bă, stați așa că eu trebuie să întorc, am zis, mă. Păi, și cum întorc? Unde întorc? Nu cum întorc, că știu cum întorc. Ar trebui să merg la... În partea aia alta trebuie să merg. Ia, stați așa să oprim. Trebuie să merg la... Cum zice, mă, la ruleta rusească acolo. Ca să întorc locomotiva. Ok, bun. Ruleta rusească. Ducem în stânga și dăm tot înainte, corect. Să ia ceva timp. Aia e, nu putem numai cu bonus, bonus toată ziua. Nu se poate. Combustibil avem. Ce al nostru e pus deoparte, nu? Asta e, o să ne prindă și noaptea. Acolo trebuie să ajungem. Vezi că n-am mai luat în calcul chestia asta, vezi? Dar pui o frână să mă bată tata, dacă nu-ți vine să te oprești în loc.
ce îmi place cum se vede și cum... N-ai treabă, mă, băiatule. Aici nu trebuie decât să învârtim ăsta invers. Cum a făcut aici când a urcat pe ăsta, ați văzut? Să-i dăm o tură, nu? Ia să văd. Nu e bine, mai trebuie. Aha. Aha. E bine acum. Bun. Scoatem frâna. Am plecat. Trece, tac, tac. Da, că pe aici am venit noi și noi trebuie să mergem tot încolo, în sus. Să nu zici că s-apucă de plouat iarăși. Da, mă, fii antenă. Mama, am măsit. Am pierdut vreo 15 minute aici. Ce scârție, bă. Thank you.
Da, ce frumos se mișcă, bă, că se balansează pe linia asta. Stai că n-a intrat în viteză asta. Acum. Mă și gândeam. Facem cuplarea acum imediat. Bam, bang. Deci sunt sub 5 km la oră, deci scuză-mă pe mine. Ușor așa să nu dărâmăm mobila. Păi da. Asta cu tamponul îmi place maxim, să mă bată tata dacă te mint. Uite-te și tu ce mișto. N-ai treabă, mă. N-ai treabă. Bun. Verificare acum. CGS 602. Bun. Ah, și frâna, stai așa. A, dar nu, stai. Întâi să cuplez, stai. Hai să cuplez, că mă trezesc cu prostii. Fac altele după aia. Fac. O să cuplez și așa? Nu. Deci doar ori ăsta, ori alalt. Bun. Furtunul ăsta cu ăsta. Dăm drumul și la instalație. Și acum dăm drumul la frână. Că altfel facem buba. Pleacă dracu vagoanele noastre la vale și nu știm de ce. Așa, 674 avem aici. Unde-i? Am sărit unul? Da. 674. Stai să verific și la asta frână. Nu, e bine. Asta e bine. 573. Corect. 103 și 081. 103 și 081. Asta e cuplat aici. Nu e cuplat. Super bine. Am plecat. Am plecat, boșilor. Bă, dar ce frumusețe. Cum se vede. Ești nebun la cap. N-ai cum așa ceva. Deci e unic. Bă, și FPS-uri, nu mai spunem, că sunt full cu toate și am 90 de FPS-uri. Trebuie să schimbăm luminile un pic, că suntem tot pe manevră, să închidem ușa aici, că facem gălăgie. Bun. Schimbăm luminile
frontale. Și în spate rămâne așa. Bun. Scoatem frâna. Dăm drumul și la ventilator. Să avem un pic de aer și am plecat. Să văd, să nu mă trezesc, drag. Mai multe vagoane după mine. Ce frumos se vede, ce frumos se vede. Parcă tot mai mult îmi place. Opa, mai mult îmi place de sus, așa. Se vede mai, ai un view mai superb, știi? Deși eu aveam un FUV ăla, dar faza e că eu setez 80, ia să vedem. A, el se dă mai de la distanță, deci ar trebui să-l dau ca să vadă mai de aproape, așa. Că mie așa îmi place, dacă e să mă întreb pe mine. Înțelegeți? Bun, să ne uităm un pic pe hartă, pentru că noi o să trebuiască să facem dreapta, din câte se vede acolo. Opa. Și hai să-i dăm gaz. Gaz, că mai urcăm și deal. Ne trezim cu altele. Avem 75, dacă coborâm la vale. Să fim un pic atenți. Cincizeci limită. Reducem. Ușor, tăticu. Mamă, ce frumusețe pe aici. Mamă, ce frumusețe pe aici. Ești nebun? Doamne, ce frumusețe. Patruzeci limită.
bine. E bine, suntem bine. Suntem bine. Am mai uitat să vedem, transportăm fabrica de alimente, tractați-o la următoarea locație. Ok. Și decuplăm pe D4S. FF D4S. La unde e ăla, mă? Aha. Limita de 80. Deci eu cum vin acum, D-ul e în dreapta. Eu vin din sud-vest. În stânga, scuze. În stânga și a patra din dreapta. Sau a treia din dreapta. Doi. Nu, în stânga, exact. Gata, am învățat să citesc și hârțoagele astea. Hai că trebuie să reducem viteza, că vine o limitare. Foarte frumos, foarte frumos. V-am zis că vine o limitare? Eu v-am spus, dar voi nu... Nu mă credeți. N-ai cum așa ceva cu juculețul ăsta. E incredibil, mă. E efectiv incredibil. Pe acolo trebuie să ajungem, pe partea aia, pe acolo. Da! 40, Dar următoarea e... Hai să reducem, dar următoarea trebuie să crește viteza. Adică să deraiem. E din cauza la curba asta. Redus 45, hai. Nici pe a ta, nici pe a mea, dă-te măștea pe gheață, v-am zis, că crește.
60. Ok. Doamne, ce frumusețe, n-ai cum așa ceva. Băi, băiatule, de ce fenomenal joculețul ăsta, mă. Bă, nu știu ce avem, eu impresia că are harta mică, mă, că te plitise. Eu așa credeam de jocul ăsta, că l-am urmărit și eu de mult, dar... Credeam că are harta mică, că e... Așa, novice, dar nu e, frate, nu e. Nu e. N-am stins lumile de tot, am lumile aprinse, dar pozițiile nu... Că n-avea rost să înțelegeți. V-am spus? Uite, de acolo am venit noi, din partea aia. Foarte frumos, foarte frumos. Nu sunt texturi foarte, foarte premium, dar se vede mișto așa. Vizual e ce trebuie. Îmi place mișcările care le are locomotiva. În 80 și avem restricție imediat. Încercăm să încetinim un pic. Nu știu ce restricție vine. De obicei cu 10-20 km mai puțin. Stânga trebuie să facem. Ai 10, da? Limita. Suntem bine. Limită de 50. Mai reducem un pic. Viteza, avem nevoie. Combustibil avem. Stânga trebuie să facem, da? Hop. Avem coborâre. Destul de serioasă coborârea. Fata mea, hai ușor, redu. Redu, am zis. Ca dracu, cum facem? Mamă, cum au scârțit roțile sub mine, ești nebun? Păi, ești nebun? Ce urât s-a auzit. Credeți-mă, am simțit așa că parcă pleacă de sub mine.
Bun. Și după aceea ajungem... Ajungem. Deci, am zis că trebuie în stânga să mergem, din câte am zis eu. Parcă mi-aduc aminte, da? Da, în stânga. Din sud-vest venim noi. Și după aia, tot în stânga. La 4 ies. 60. Încet, tata, încet. Avem 70. Ia uză cum scârție în curbe. Mă, Dorele, te mănâncă coama. Stai așa ca să nu zici că nu frânăm, dar nu n-ajută. Avea că am mers și noi un pic mai ca oamenii tura asta. Prima dată ne era cam frică, mergeam cu 30-40. Mai reducem, avem 300 de metri până la intersecția de macaze. Pregătim stația în caz de ceva. Hai, redu, 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 redu. Nu cred că a mers bine. Nu, mă duce la garaj, ești nebun? Cum dracu ne-am uitat noi acolo? Ia oprește-te, mă, băga mea și picioarele, că zici că sunt prostul satului. Ha? Fi bine, mă? Taci, mă, că s-ar putea să fi... E bine, mă! Uite, mă, patruiesul acolo. A, dar nu e bine pe unde am venit. Stai așa, că tot trebuie să oprim. E ocupată linia. Dar mă, ta, dracu. Păi și eu unde trag, măi, din norocitule? Trebuie să vin, merg pe partea aia altă. Dar mama voastră, dracu. Mai și plouă afară. Na. Oh, trebuie să intru pe... unul el și să dau cu spatele, că aici e ocupat. Hai mă că am venit bine, am crezut că am citit iară iurea, puii mei. Bă, ce scârbe, bă, dar nu puteau mă să-mi spună că e ocupată linia acolo. Bă, dar ori așa, ori așa, da, dar tot, eu trebuie să eliberez, că trebuie să vin cu... Mamă, și ce fac, le împing pe astea cu tot, cu alealte? Le împing cu totul de la masa. Vin din partea aialaltă și gata. Hai, așa facem. Așa facem. Ce număr are ăsta? Nu știu ce număr are, dar... Ia-s cu fază lungă, fază scurtă, nici eu nu știu ce fază e aia. Nu știu. Cred că e fază scurtă, nu e fază lungă. Ia. Ba, nu, fază scurtă era. Ia. Da, fază scurtă era. Bun, dăm înapoi, că n-avem ce să facem. Stâmpiți, stâmpiți, ce să fac? Nu-i vina mea. Nu e vina mea, domnule.
prins noaptea. V-am spus că ne prinde noaptea. Mai cunoaștem la bureță. Avem și mod foto. Nu apăs acum că fac tâmpenii. Să schimbăm acum pe 4S. Să vedem care și cum e. Acolo e bine. Bine că eu acum nu văd nici o laie, nimic. A, ba da. Ce bine se vede, bă. Bă, dar ce-i cu lumina asta, mă? Mama, măti. Dracu, lumină, bă, asta e lumină? Asta, tată. Altceva? Dacă și văd dacă e. Aha, aha. Deschid toate ușile, puii mei, se face curent și după aia mă întreb de ce mă dor masalele. Deși ar trebui să mă uit să văd, dracu, să nu fac o... Mai dăm un pic și le cuplăm și le dăm mai în spate. Că n-avem ce să facem. Le-am luat pe alea înainte, le împingem cu totul. Da, mă, le împinge și pe alea aici, nevoie. Hai mai un pic dacă... Mamă, o dau buleală acum la urmă. Că le împing cu tot cu frână acum, îți dai seama, nu? Bun. Aici trecem pe manevră. Lăsăm deocamdată așa. Da, așa să cuplăm frâna asta, doar decuplăm și lăsăm așa că mergem întâi la birou, că e de belea. E de belea. Hai să tragem o frână aici. Așa. Și să decuplăm. Asta.
Acum unde o fi birou? Oh. Dincolo, mai în... mai Hakana, adică undeva pe aici. Mergem la birou. A, dar stai să opresc locomotiva, întâi. Așa, să opresc locomotiva, că... consumăm motorină. Să închidem și ușa asta. După aia vedem ce ne spune. Sunt curios cât a durat toată treaba. Chiar sunt curios. Uite și birourile. V-am zis că am învățat să citesc. Gata, asta-i. Băgăm aici. Zang. 47 de minute. Cu 10 minute mai. Opa, banii. Opa. Ia să-i aruncăm pe masă. A, cum ne stă cu 17.000? Oare cum ne stă cu 17.000? Mâncarea și o gurița lor. Stai așa să scop portofelul, să-i bag în portofel direct. 28.000. No, că mai trebuie încă 10.000 ca să rămân și pe plus cu ceva și pot să fac și celelalte. Păi da, ia să vedem la taxe aici, în caltea să plătim și niște taxe. Dă portofelul jos. Asigurarea are nevoie să plătiți 4.100 pentru a șterge toate taxele. Păi da, dar eu vreau să plătesc, dar nu mă lași. Aia e, bah. Are nevoie să plătiți 4.100. Acum chiar mă pune să plătesc 4.100. Plătim, nu avem ce să facem. Plătim. Ia de aici. Nu comentez. Gata. Asta e. S-a însuțiat portofelul. Dar tot mai trebuie 10.000. Bonus. Am luat bonus de timp 5.700. Nu s-au produs pagube. Fără daună. Gata, mă, e bine, ce ai? Ne-am bătut joc și de raportul ăsta. Deci aici sus suntem. Ok, ok. Peste asta nici nu mă uit astăzi, că e târziu. E 10. Am deja 12 ore lucrate. Mai bine de 12 ore, stai că... Nu, în episodul ăsta 12 ore aproape. În fine, nu mai contează. Nu chiar 12, 10. E destul. Ajunge pentru astăzi. Fraților, ne oprim aici. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Dacă da, nu uitați să dați un like, să share-uiți conținutul meu de pe canal și, bineînțeles, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Aștept și comentariile voastre vis-a-vis de serie și la tot ce s-a întâmplat aici în episodul ăsta, pentru că vă răspund din opinant. Să aveți o seară bună. La revedere!